Odată cu înaintarea în vârstă, crește și riscul de boli cardiovasculare, ce reprezintă cauza numărul 1 de decese în lume. Vestea bună este că bolile cardiovasculare, atacurile de cor și accidentele vasculare cerebrale pot fi prevenite în mare parte. Pentru asta, în primul rând, trebuie făcut un efort conștient pentru a pune în aplicare o dietă sănătoasă pentru inima și obiceiurile de viață. Dacă fumați sau vapați, specialiștii cardiologi spun că vă implicați în cel mai rău obicei pentru sănătatea inimii. Studiile științifice au făcut acest lucru foarte clar. Fumatul crește riscul de boli de inimă cu peste 30%. Fumatul pasiv crește de asemenea riscul, astfel încât chiar dacă nu fumați, dar locuiți cu un fumător, aveți un risc mai mare de a face boli de inimă decât cineva care trăiește într-o gospodărie fără fumători. Nu fumați? Există un alt obicei despre care cardiologii spun că se află în fruntea listei celor mai rele obiceiuri pentru sănătatea inimii, sedentarismul. Un medic explică faptul că un stil de viață sedentar contribuie la obezitate, hipertensiune și niveluri ridicate de colesterol, toate acestea fiind factori de risc independenți pentru bolile de inimă. Medicul mai spune că cel mai bun mod de a pune capăt acestui obicei nesănătos este să începeți să urmați recomandările Asociației Americane a Inimii de a vă angaja în cel mai puțin de 30 de minute de intensitate moderată 5 zile pe săptămână. În afară de faptul că nu fumați și nu sunteți sedentari, există și alte modalități prin care vă puteți susține sănătatea cardiovasculară în fiecare zi. Alt medic recomandă să urmați dieta mediteraneană, care este săracă în carne roșie și bogată în proteine de origine vegetală, legume, fructe, cereale integrale, pește și ulei de măsline. Nu în ultimul rând, contrar a ceea ce cred unii, consumul unui pahar de vin în fiecare zi nu este bun pentru sănătatea inimii, relatează Impact Ungro.